tu reușești să privești altfel. Știți cum trebuie să privești ca un pictor? Există o tagmă a pictorului, a pictorului adevărații, care pictează, întotdeauna ești unic, dom'le, ce talent are omul ăsta, cum poate să deseneze un cal atât de frumos? Nu pot, de ce nu pot? Cine nu pot să deseneze un cal? Din moment ce la 2-3 ani, noi toți desenam la fel. Desenam toți. A, te zicea mama că tu ești geniu, că desenezi frumos, dar și celălalt de la geniu, toți desenăm cu plăcere. Pentru că am descoperit liniile, știți? După care, este o carte fantastică a Adamei Davis, se numește Joy in the Right Side of the Brain. Merită. Este fascinant de partea asta. Arată cum emisfera dreaptă îți poate revela lumea. Emisfera stângă este cu șirurile logice, cu verbalizarea, cuvinte, da? Cu deciziile motorii, mai ales a persoanei dreptace. Emisfera stângă. Emisfera dreaptă ce mai va face? Că mult timp nu se știa la ce contribuia, că stătea degeaba pentru un cof de care vă ziceam o inutilitate. Și chiar se dovedea că omul poate să trăiască fără toată emisfera dreaptă. Păi lași cu clăi de bază, băia care sunt cu trapturile de merge, vorbește, îi lipsește jumătate din creier. Dar nimic. Nu așa se face? Nu mai simt. Nu mai simte, nu mai integrează. Nu se mai orientează, nu mai adună împreună lucruri, nu mai trage concluzii, nu mai respiră. Pentru că emisfera dreaptă este cea care îți arată realitatea așa cum este ea. Fără linii. Când noi mergem la școală, după ce am desenat noi, am vârsta de 2-3 ani și ori, mult, iar și-o parat până la o tablă, știți cum este? Cum desenează un copilaj de 2 ani în triunghi? Face așa o chestie și apoi face acolo ceva. Vede ce e aia? Așa îl desena și Picasso. Cu emisfera dreaptă. Pentru că triunghiul așa este. Dar noi mergem la școală și ne se spune. Vai de ce asta? Ai notat patru. Triunghiul trebuie să fie așa, pentru că încă de la Pitagora, așa trebuie să fie ceva învățat, ceva moștenit, așa să-i dăm și noi ție, fără așa. Nu crezi, să nu crezi ce vezi. Triunghiul este asta. Știți că, de fapt, lumea este inversă? În momentul ăsta, când asta vă uitați la mine, eu sunt cu capul în jos, de fapt. Mă credeți? Pe retină, imaginea este inversă. Cristalina este o lentilă biconvexă care inversează imaginea. Numai că noi învățăm de la ceilalți să o inversăm. Mă înțelegeți? Deci există o fază în dezvoltarea copilului în care el pune lucruri invers și părintele, de exemplu, lingurița o fac așa și părintele îi zice, ce știu, mă, bă, știu, mă, așa, eu așa văd. Mă înțelegeți? E o transă fantastică care mi-a fost dată din noastră moși, măi, nu e așa ce vezi tu, nu e adevărat. E așa. Și triunghiul este făcut așa, pentru că trebuie să potrivească cu triunghiul ampia și să nu știu ceva convențional. Dar triunghiul, vă jur, nu este drept. Și Einstein a descoperit asta. Universul este curb, în funcție de gravitație. Nu există nicio rază de lumină dreaptă în univers. Nu există linii drepte în univers, să se zice. Le zice să apică un video, să zice așa, fac lanterna și zice drept. Nu! N-ai tu ochi să vadă ce face lumina după ce a trecut de soare. Să vezi cum se duce așa la dreapta foarte mult. Și cum vibrează. Da? Noi învățăm în granță și de bază. De ce? De dragul conviețuirii, ca să ne înțelegem între noi. De-aia, toată realitatea este o convenție. Și concluziile științifice sunt iluzii ferme. Se numesc convingeri. Există convingeri și credințe. În convingere există și argumentații care te fac... Știți cum este? Ați pățit deja lui?
E care este convingere? Ești pus să juri că ai mai văzut faza asta cândva. Vă dați seama că de aproape ești de omul care are schizofrenie și poate să jure că cineva îi caută toate informațiile și le stochează undeva? Deci asta simte un om care are boala aceea. Și tu ești un om sănătos, ești pus să juri că ai mai văzut asta cândva. Este o simplă convingere. Este un bug al creierului. Atât de departe suntem de realitate. Dar pentru noi oamenii este mult mai dragă convingerea. E mult mai plăcut să fim de acord unii cu alții decât să vedem ce este cu adevărat. Și vă vreau de pictor. Doamna Delis are un experiment foarte frumos. Pune un desen al lui Picasso, un om pe fotoliu, cu capul în jos. Și te instruiește în carte, bun, tu nu știi să desenezi. Da, am înțeles, s-a spus la școală că nu știu să desenezi, nu știu să desenezi. Ia desenează, ia trage tu linie aici, după ce vezi acolo. Păi stați că nu e invers, bun, lasă-l așa, să nu înțelegi nimic. Și când desenezi fără să înțelegi, iese perfect. Când întâi încerci să înțelegi, bă, ăla în ochi trebuie să fie așa, faci o platitudine că se poate întreba din realitate. Pentru că pictura, ați auzit de curentul cuantilist în pictură, da? Și făceau cuantiliști. Se uitau așa, deci măcar nu se uitau la o chestie. Făceau așa, ca un scan, da? Și începeau. Nici măcar nu se uitau la mâna lor. Și începeau să facă puncte colorate. Lipsește ceva aici, nu știau ce. Făceau o combinație de verde și albastru și completau. Este exact ca o fotografie cu pixel. În poartilism. Iar pictura lui Pollock, ați auzit de James Pollock, este un tip super vândut și modernist care punea pânza pe jos, 4-5 metri de pânză, lua un șomăioc, băga în vopsea și începea să facă așa. Cum îi venea creierului lui fără să gândească la ceva și fără să se uite la ceva. Și mulți l-au criticat o Pollock, ce să spun. Chiar a fost un experiment, era clasic în cartea de estetică, un măgar poate să facă Pollock. S-a învărat coada măgarului în vopsea și l-au ciucit de frunce de asta de coadă și făceau un Pollock că n-avea treabă. Problema este că acum vreo câțiva ani s-a luat un fragment, un pătrățică dintr-o pictură de Pollock de aici și a fost mutat aici. Și se suprapunea perfect. Asta se numește fractal. Adică un fragment se potrivește oriunde în întreg. La pictura măgarului Grișa. Înțelegeți? Asta înseamnă să redai realitatea fără să o gândești. Oricând tu te duci la școală, asta le spun și ăstora de la liceu. Spuneți-mi și mie, de ce te duci la școală și ți se dă nota de la 10 în jos? De ce nu ți se dă de la 1 în sus? De frica profesorului. Este frică unde ai putea să ajungi. El este la școală doar să-ți demonstreze că el și nu știe, nu știe. Ca atare, știți cum zic profi? Se zice, ea nu? Și vânează greșeală. Și această traumă teribilă asupra copilor îi face să se descurajeze asupra realității sistematic. Și ce rămâne este mai convenție. Mai convenție este corectă. O școală din România este mare pericol, deci a ajuns la paroxism. Să faci, să copiezi, să redai, fără să gândești, fără să simți, fără să integrezi, fără să ai curajul să spui ce vezi. Ori asta înseamnă să revizui pe ești cu aceea mai importantă esențială. Puteți să spunești cu oamenii toți. Și la câte îi stai? Nu,
poți să te eram curios să vă întreb care este părerea noastră despre tendința de inversare a rolurilor sexelor. Ce puțin, eu așa am impresia. Femeile au devenit mai bărbătoase. Scolaritatea. Asta iarăși este o chestiune de antropologie etologistă. Adică, din antropologie, dacă te uiți la comportament, începi să înțelegi ce vrea specia și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Și această polaritate, bărbatul cel mai bărbat cu femeia cea mai femeie, cred că Barbie și Ken, ca să zicem, în termen modern, da? Sunt perechea ideală, dar ei trebuie neapărat să se întâlnească și să genereze cei mai viabili copii. Numai că de la Revoluția Industrială din anii acoace, nu mai există nevoia de supraviețuire la oameni. Adică oamenii nu se mai tem pentru viața lor, pentru viitorul lor. Oamenii din Europa. Da? Pentru că dacă te uiți în Africa, nu există chestia asta de care zici tu. Asta e o chestie occidentală, europeană și nord-americană. În urmă cu nici 200 de ani, a face copii era șansa de supraviețuire a ta și a familiei tale. Bunicii voștri făceau 11, 9, 14 copii. Câte gândeai, dar nu le ajungeau, făceau până aveau ce să mănânce, mai făceau și afeția. Dar uite și pe aia în Africa. Băi, deci n-au ce să mănânce, de ce fac aia atâția copii, domnule, e vina mea, nu? N-au ce să mănânce și continuă să facă? Este un instinct al oricărei forme de viață. Cât sunt mai aspre condițiile și mai problematice pentru supraviețuire, cu atât sunt necesari mai mulți produși. Mărul. De ce nu face mărul un singur măr, frate? Face un măr, tu s-a scos, nu? Ce trebuie? 864 de mere. Pentru că el vrea să trăiască. El nu știe dacă supraviețuiește. Dar oamenii știu. Păi bun, stai așa, deci eu am tot ce-mi trebuie, vreau să mă înregistrez, vreau să-mi fac și eu piscina aia, ce trebuie copil? Ora, acolo, media este un copil, 1,3. Da? La România sau în Europa? În Europa. România au 7 copii, este de asta. Tot aia înseamnă, da? Este, pentru că supraviețuire înseamnă, în primul rând, să supraviețuiești vieții tale. Nu știu cărui pericol de azi. Adică urmașii trebuie să existe. Este un drive foarte puternic. Să mai existi peste generații. De-aia bărbații au instinct patern. Unii au și instinct matern și bravo lor. Dar dacă instinctul matern este ăla de a proteja pe cel vulnerabil, inclusiv cu handicap, bărbații au instinct patern. Adică ăsta e al meu, poate să trăiască. Ăsta e al meu, poate să moară.